Bună dimineața. Am venit la spălătorie să spăl mașina, mașinuța, canamul, cum vreți să-i ziceți. Ieri am avut o aventură în pădure serioasă de tot. Am zis că nu mai ieșim de acolo, dar ne-a salvat până la urmă tehnologia. Are un cabestan în față, un troliu care l-am legat de un copac și am reușit să ieșim. Într-un final am fost cu Andrei și a făcut el vlog și am zis să-mi dea și mie niște imagini ca să vă arăt și vouă cam prin ce noroi am trecut sau ce aventură am avut. Vizionare plăcută! Ne-am oprit într-un loc unde a fost o mare aici. De fapt, acum o să ne povestească domnul Sorin mai mult. Păi știi că nu sunt istoric de felul meu, dar uite și tu ce diferență de nivel și cei care știu puțin geografie au zis că aici a fost o mare. Mi-a și spus denumirea mării, cum se numește, și că încă sunt, dacă s-a puțin în pământ, sunt urme de scoici, știi? De acum milioane de ani, eu știu. Dar probabil au mărit plaja pe fondurile europene ca aia de la Mamaia și uite, s-a dus marea. Da. Deci mașina, e formidabilă, să vă explic o chestie. Este un canam, sunt ca și alea, dacă sunt motocicletele aia cu două roți în spate și una, sau două în față și una în spate, nu? Cum sunt alea de umblă până oraș, nu? Cu două roți în spate. E aceeași firmă, canam, are diferențial autoblocabil, are cabestan, adică are cârlic de ăsta și de împingi un țăruș în pământ și te tragi cu el. Adică mașina e forță-forță, suspensii pe gaz. Ai văzut, Andrei, că nu ai mers ca pe asfalt, adică nu s-a... Sunt gropi imense. Nu te-a scuturat. Știi când ai obiceiul, când vezi o groapă imensă, să-ți ridici fundul. Degeaba, bă, băiatule, deci intră roata cu gazul ăla, cu suspensia, intră în roata înăuntru, dar mașina e stabilă. Are remorcă în care se basculează, de la maneta asta, și se basculează după ce încarci. Păi și de obicei ce faceți cu mașinuța asta? Car tot felul de chestii pentru acasă, iarbă, scot din curte, frunze, tot felul și mai mă duc prin pădure. Motorul Rotax se folosește și pe avioane, pe avionul cu care am făcut eu școala de pilotaj și Unicarus nemțesc era tot motor Rotax. Dar în general pe toate avioanele astea ușoare se pune motor. Ăsta e un Can-Am, dacă vreți să-l căutați pe internet, se numește Can-Am Truckster Pro. Și astea le-am luat opționale, ușile și astea, că normal e deschis tot, adică n-are caroseria asta, știi, e deschis, e fără acoperiș, fără uși, astea au fost opțiuni suplimentare. Am intrat într-o situație, mamă, o situație, ne facem de... E mocirlă de tot. Am dat de volan să nu calc broască țestoasă. Deci, domnul Sorin a ocolit o broască țestoasă că el ține cu animalele, nimic nu omoară, nimic, bă, dar nimic. Și am intrat în mocir la asta, hai că am ieșit, ieșim acum. Să ne-am făcut de pământ, simțim atmosfera, este extraordinar, intră și apă pe aici, și pământ, și toate libelulele. Este extraordinar ce s-a întâmplat. Uitați-vă. Ne-am împotmolit aici. Domnul Sorin încearcă să ieșim din această situație. Camera este plină de nămol. Eu sunt plin de nămol. Domnul Sorin la fel. Suntem wild.
Wild rău. O să ieșim, că avem cum să ieșim. Ne apucăm de scoatem cârlig cu care mă fac. Butonul ăsta. Aha. Ăla alt, vezi? Alt, ăsta. Apa asta? Stai când trag eu cârligul. Da, da. Invers, 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 invers. Hai, invers. Invers. Păi am ținut și așa. Așa, așa. Dar nu vrea. Invers. Încet, gata, la... mai un pic. Invers, mai un pic, mai, nu știu de ce nu vrea, mă. E blocat și invers și invers, da? Mai iei. Așa? Așa. Hai. Așa, merge. Merge, merge. Merge, merge. Dă-i, dă-i. Dă-i, dă-i. Stop. Acum invers. Așa, dă-i, dă-i, dă-i. Gata? Dă-mi așa. Dă-i, dă-i. Ziceam de safari, na, că am făcut și safari, fără să vrem. Aici. Acum trebuie să ne ridicăm de asta la. De asta la. Hai cum o duc eu să dau. Vrei să încerci așa? Da. Hai că am ieșit, gata. Asta spuneam de capestanul ăla, vezi? Când rămâi împotmolit, capestanul ăla e cel mai bun, îl scoți din orice poziție, n-are cum, n-ai cum să rămâi. Dă-i, dă-i.
da, da. Da, da. Extraordinar! Domnul Sorin e plin de noroi. Da, da, am salvat broasca. Da, n-am călcat-o. Deci nu s-a călcat broasca. Nu. E bine. Măcar nu... Era băgată mașina. Da, nu degeaba am intrat. De aici nu ieșeai cu tractorul. Ia uite. Ce, e până aproape de genunchi. Deci dacă... tractorul nu ieșea de aici. Clar. Uite. O aventură pe cinste, mergem acasă înnoroiați. Ne văd acum nevestele, ne trimit acasă. De acasă? Da. Acasă, de acasă. Ne trimit de acasă, corect. Ia uite ce e aici. Wild. Hai de capul meu. Aventurile cer mereu aventura și cam aia e. Forță. Asta a fost aventura cu mașinuța din pădure. Vreau neapărat să vă arăt cam cum se comportă în condiții dificile de noroi și împotmolită mașinuța asta. E extraordinară, ați văzut că nu te lasă în drum și am ieșit cu bine și ne-a ajutat Dumnezeu să am ajuns cu bine acasă și ne-am spălat, am făcut duș, am spălat și mașinuța. Toată lumea e bucuroasă. Vă doresc o zi bună, să ne auzim cu bine, Doamne ajută!